Bine v-am găsit la o nouă ediție Real IT, sunt Cristi Dorombach. Pe modelul calculatoarelor personale, acum se poate și pe telefon partaja ecranul. Mai exact, prin Google Duo se poate face acest lucru. Aplicația Duo permite comutarea apelului video aflat în desfășurare între camera frontală și principală a telefonului mobil, iar acum și în modul screen sharing, arătând conținutul ecranului. Asta înseamnă că acum, pe lângă clasicul TeamViewer, prin care ne conectăm la un calculator și avem de la distanță control, acum avem și Google Duo, prin care putem face muncă în colaborare cu partenerii noștri. Dacă faceți cumpărături pe internet, tot timpul v-ați temut, nu cumva să faceți cumpărături de pe un site nepotrivit sau chiar fals. Însă există soluții. Una din metodele prin care îți poți da seama dacă site-ul de unde faci cumpărături este de încredere sau nu este să-l verifici în portalul Scam Advisor. Scamadvisor.com este un portal care analizează și identifică site-urile care pot fi magazine electronice, dar de fapt acestea pot doar să fure datele personale sau chiar banii utilizatorilor. Tot procesul durează mai puțin de un minut și este recomandat mai ales atunci când găsești pe internet o ofertă care pare prea bună ca să fie adevărată. În urma verificării apar și date concrete, numele pe care este înregistrat, organizația care îl deține, adresa și chiar alte detalii de tehnice ale site-ului respectiv. Adobe cumpără Magento pentru aproape 1,7 miliarde de dolari. Magento este o platformă foarte puternică, dacă nu cea mai puternică platformă de e-commerce, ceea ce îl aduce pe Adobe în piața magazinelor virtuale și a platformelor pentru acest tip de comerț. Și achiziția acestei platforme, cu achiziția acestei platforme, Adobe se va bate direct cu Salesforce, o altă platformă de business to business sau business to consumer, care a avut profit de 8 miliarde de dolari anul trecut și speră că va avea 10 miliarde de dolari în acest an. Și pentru că vorbim de Adobe, toată lumea se așteaptă ca această achiziție să dinamizeze și mai mult piața de e-commerce mondială. Cam atât pentru astăzi. Mai multe știri din tehnologie găsiți în fiecare zi pe publica.md, iar noi ne revedem curând.